Sal, e seara, azi e data de 11 aprilie, e duminică, azi până la urmă n-am mai fost la Blarney Castle, mă rog, fetele n-au mai vrut, pe când v-am zis, mă rog, ieri am venit cu taxiul, cu fetele, mă rog, am plătit ele, pentru că Claudia a dormit la Itziber, acasă. Și na, azi m-am întâlnit și eu cu ele, dar n-am mai vrut să mai meargă la Barney Castle, că a trebuit să meargă la barul la, mă rog, unde li s-a întâmplat incidentul. Au văzut, na, în camerele, alea de filmat. Și, na, până la urmă au văzut care cine e bai, mă rog, nu știu ce rezolvă, dar în fine. Azi, na, mai mult le-am plimbat azi, ce să vă zic. Și mai pe seară n-am fost și eu la penis și n-am putut să... Am căzut pradă ispite și n-am mai cumpărat câte ceva. Hai să arăt. Nu ca să mă laud, dar în fine. Asta dacă ca să rămână ca niște amintiri. Astăzi a fost foarte cald. A fost vreo 20 de grade, cred. Ceea ce în Irlanda e ceva ca și cum e vară pentru ei. Toată lumea a fost în mânică scurtă și atunci, mă rog, și eu am fost, dar, din câte vedeți, sunt în pantalon 3 sferturi, așa că e o țară cam frig, n-a, acum s-a lăsat răcoare, n-a, e noapte, e seară, e noapte și o să trebuie să mă schimb și eu, n-am ceva lung, că e cam friguț. Hai totuși să vă arăt ce mă not. So, începem cu începutul. Mă rog, m-am luat un tricou simpatic. Mă rog, mi-a plăcut mie. Și m-am luat un S și mi-era cam mic și până m-am luat un M. Fresh, Tribal Beats, mă rog, în fine. Asta cred că m-a costat 4 euro, da? Se confirmă. Ce să vă mai arăt? M-am luat un alt tricou, mă rog, pentru la sală sau când o să am, că nu prea mai am. Ăsta am dat 3 euro. Mă rog, e simplu, e portocaliu, știu, e cam viu, dar asta e. E simpatic. Și m-am mai luat și o bluză, care înainte era, cred că, 11 sau 13 euro, acum o să văd. Era, nu știu sincer, dar parcă era 11 înainte și acum era la reducere, era 5. Așa că m-am luat-o. Mă rog, îmi place, e simpatică, e verde cu gri. S până la urmă am luat, că M era puțin cam mare, oricum îmi place, e simpatică. Sau, vreo 12 ore m-a costat chestiile astea. Na, ce să mai zic, după cum am zis, n-am mai fost la Blarney Castle azi. Și acum pe seara am venit și noi acasă, mă rog. Mâncă mâine la Interconnection, la muncă. Acum cred că o să trebuie să fac niște exerciții pentru engleză, mă rog, am o parte de făcut, pentru că mă pregătesc de examen, de un examen TOEIC de engleză. E puțin cam dificil, dar sper să mă concentrez și să fac, să, mă rog. Și o să văd. Ideea e că e totul contra cronometru și asta e că nașpa, că trebuie să faci repede și să gândești, țâc, țâc, țâc. 3 secunde trebuie să faci tot. Na, cam asta e pentru azi. Am făcut azi ceva poze, mă rog, de dimineață, dar azi de pe unde am fost nu am făcut, că era din prin oraș. Cam asta pentru azi, azi e 11 aprilie, s-a mai terminat o săptămână aici în Cork, Irlanda. So, see you tomorrow, bye bye, peace.